Bună ziua și bine ați venit la o nouă recoltă, Petric Diaconu. Am avut ani cu mere, am avut ani cu bufniți. Acum rotația culturilor cred că nu prea a funcționat bine, că a început să se cheamă în genetică, să se încrucișeze, că bufnițele se transformă în cactus, mutații genetice. Bravo, Petric, Vamanu, ai trecut la biologie, la simulare. Și avem în față și ceva inedit. O excursie ratată. O excursie ratată la... Eu am crezut că e Scott și Amundsen și Petric Diaconu. Da. Ceva care probabil anunță o schimbare de stil sau despre care ne va vorbi domnul Emil Nicolae sau artistul însuși. De ce să vorbesc? O să ne spui mai multe despre asta. Da, bună ziua, vă spun și eu. Dacă e primăvară, e Petric Diaconu, normal. Sigur, nu numai el, pentru că în zilele următoare mai mulți artiști din Piatra Neamț or să împlinească mai mulți sau mai puțini ani, așa că pentru toți la mulți ani, dar la mulți ani doamnelor, mai târziu, da, decât niciodată, e bine și așa. O expoziție Petric Diaconu în care eu nu știu ce să mai spun, pentru că ea 10-a, 11-a, pe care o tot comentez. Nici eu nu mai știu așa. Și el este tot Petric Diaconu. Da, în care ascunde, o expoziție în care ascunde vreo două surprize. Dacă e să fac o clasare, deși nu mai îmi plac lucrurile astea, dar așa se poartă, de la minimalismul lui postmodern, hai să spunem așa, că pe acolo este cu ce ne-a prezentat până acum, poate să fie tabloul ăsta și mai este unul mic lângă geam, nu se vede acum, pot fi un pas înainte sau un pas înapoi. De ce? De ce spun lucrul ăsta? Pentru că circula o vorbă a cuiva care spunea că minimalismul e renunțarea la marile teme. Încât acel tablou și cu celălalt, noutățile despre care vorbea Ștefan, pot fi un pas înapoi, adică o întoarcere la marile teme, sau o promisiune post-postmodernă în maniera lui Petric Diaconu, din care vom vedea ce o să ne arate în viitoare expoziții. Mai la iarnă, mai la toamnă, pot să vă spun un secret pe care nu-l știe nici el. În atelier sunt mai multe din suita asta, da? Da. De unde am aflat, nu vreau să spun. Bun. Deci, suntem în universul lui Petric Diaconu, în care, sigur, marile teme, dintre marile teme, lipsește persoana. Lipsește personajul. E o expoziție de impresii, de stări bine strunite. Dacă tot am început cu un citat, pot să mai amintesc pe cineva care spunea că important până la urmă nu e subiectul, ci materialul cu care lucrez. Bine, persoana respectivă se referea la hârtie, adică la desenatori și la scriitori. Și spunea, nu vă mai mirați de ei, mirați-vă de misterul hârtiei, suportului. În cazul lui Petric Diaconu, care este un artist și un artizan, contează, nu făceam nicio aluzie la masa asta, contează foarte mult felul în care știe să folosească materialul. Un pictor de șevalet, și el este și un pictor de șevalet, în mod tradițional e atras, presat, captat, capturat de pânza în fața căreia se află. Indiferent ce ar avea în minte,
la un moment dat, lucrând, își dă seama că intră într-o cușcă, hai să spun așa, puneți ghilimelele de rigoare. Mulțumesc pentru confirmare. În cazul lui, materialele stau la îndemâna artistului, le supune. Problema e cum împacă, și asta reușește el în lucrările lui, cum împacă această îndemânare a artizanului cu artistul, pentru că până la urmă ne interesează într-o expoziție artistul, calitatea artei pe care ne-o propune, pentru că artizanatul se mai și învață. Artistul e cu totul altceva și pe deasupra. Ori ne-am obișnuit, chiar dacă am văzut și am revăzut, și sunt aici câteva tablouri care au mai fost pe Simeze în alte expoziții, Petrică de acolo a reușit să impună, să ne obișnuiască cu un univers al lui, cu un fel de a decupa și de a rescrie lumea în care trăiește, mai ales noaptea, atunci lucrează. Și da, sigur că nu ne uimește bufnița, normal, e o însățitoare a minții și a nopții. Vă spuneam de cele două provocări din expoziție, care par să fie ale altcuiva, chiar trei și chiar patru, acolo e ceva intermediar, la colț. Dar vreau să vă mai spun că acest balans, această amenințare a viitoarei expoziții pe care ne-o bagă așa sub plapumă Petrică de Aconu, era cumva previzibilă, pentru că cel puțin la Piatra Neamț lumea trebuia să fie la un moment dat zgâlțită, pentru că prea se simțea bine în expozițiile lui, pe care în maniera pe care o știm. Da, Petrică Diaconu e lângă mine. Am încercat să ocolesc ce am mai spus, clișee, dar n-am încotro. Când vorbești, noroc că verba volant. Clișeele și artistul fiind același, asta e. Dar spun că până ne mai gândim noi să ascultăm puțină muzică. Ne-o prezinți tu pe domnișoara? Ioana Mardar este o eminentă studentă la conservator la Iași. Ai terminat tu sau nu? Terminat. Da, terminat. Ei, cântă pe la Viena, prin București, prin diverse... Și s-a gândit să ne supere și pe noi în seara asta. Mulțumim! Thank you.
Hai că n-ai scăpat. Uite, vreau să iau ăsta de aici. Da. Să-l dăm la o femeie. Nu că n-ar fi... Să-l dăm la o doamnă. Nu că n-ar fi flori pe aici. Dar m-am adus aminte de o fotografie, tot din arta postmodernă, un triptic. Prima era... Subiectul stătea cu un vas ming în mână. A doua era vasul în cădere pe la genunchiul meu și a treia era vasul jos spart. Asta nu e ming, dar are flori în plus. Începusem să spun la un moment dat. Începusem să spun că observ și am mai observat lipsa figurii umane de aici. E una din cele temele mari retrase din minimalism. Ceea ce nu înseamnă că în expoziție nu există omul. Tot ce vedem, de fapt, e trecut, filtrat și e ce a rămas de pe urma omului, Petrică Diacon, artistul. Dar dacă îl avem aici, el are ultimul cuvânt, normal. Personajele sunt în pădure la mine, de-aia nu se văd. M-ai lăsat singur, acum ce fac? Ce voiam să... Mulțumesc foarte mult că ați venit, nu mai apuc eu să vorbesc despre mine acum. Să știți că cei de afară se angajați de mine ca să dea impresia de aglomerat. Da. Da. Și ca să... Și ca să nu-mi pierd ce zic de fiecare dată, vorba lui Nichita Stănescu, de altfel și titlul expoziției este extras dintr-un vers de Nichita Stănescu. Dacă... vorbim prea mult, nu mai avem timp să bem. Așa că mulțumesc că ați venit și vom încerca să conversăm câte doi. Am înțeles aluzia. Vă urez o primăvară frumoasă, liber la imagine.